Diego, fratele Ernie Klein, fratele Arne din Orlando. Od mojej lewej strony brat David Rice, a w środku z czerwonym krawatem. O să discutăm psalmul 23. Știu că este familiar cu voi. Chcemy przedstawić kilka ważnych myśli opartych na psalmie 23. O să ne uităm și la niște ilustrații de asemenea. Myślę, że będziemy podkreślać pewne zasady, a również słowa kluczowe zawarte w tym psalmie. O să citim psalmul 23. Rozpoczniemy od przeczytania psalmu 23. W starym tłumaczeniu Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă face să mă culc pe pășuni verzi, mă duce lângă ape liniștite. Na niczym mi nie zejdzie. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Toiagul și noiaua Ta mă mângâie. Tu întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Cum am menționat, psalmul este cunoscut nouă, dar sunt unele lucruri peste care aș vrea să ne uităm. De asemenea, observăm sau învățăm încrederea în Tatăl nostru Ceresc și în Domnul nostru. Sunt doar 6 versete, dar au un impact foarte mare în viața unui creștin. Este un mesaj de iubire al lui David către Dumnezeu și vorbește despre binecuvântări pe care le primim de la Dumnezeu. Ar trebui să încercăm să dezvoltăm această iubire și credință care a fost în viața lui David. În timp ce umblăm pe pașii Domnului, în urmele Domnului. Vrem să înțelegem cât mai mult cuvântul Domnului și nu numai să-L înțelegem, dar să-L și aplicăm. Oare umblăm credincioși pe calea îngustă? El știe ce este cel mai bine pentru noi. Ne supunem noi acestei voințe a lui Dumnezeu. Trebuie să facem aceasta dacă vrem să fim plăcuți. Deci nu vrem doar să citim aceste cuvinte, dar partea grea este să le aplicăm. Îi mulțumim Tatălui Ceresc pentru această zi. Este foarte frumos să fim aici, să discutăm unii cu alții. O să vă întreb ceva, prima întrebare. Ce l-a motivat pe David să scrie aceste cuvinte Tatălui Ceresc? Din Psalmul 23. Fratele Ernie, cred că sunt câteva lucruri interesante la care să ne gândim. David a fost un păstor la început. Și după ni se spune că Dumnezeu l-a luat de la oi, de la fi păstorul oilor, la fi păstorul națiunii lui Israel. Și acum îl vedem pe David cum se uită la această relație dintre un păstor și turma sa din cealaltă perspectivă. Nu știu exact când David a scris acest psalm în viața lui.
dar pare că l-a scris după ce a avut niște experiență cu Domnul. Și se uită la viața lui cum Dumnezeu l-a condus în viața pe care a avut-o până în acel moment. El era responsabil cu a păzi turma, a faptul că trebuia să aibă grijă ca turma să fie hrănită și să aibă grijă de ea. Și Dumnezeu l-a pus la aceeași responsabilitate, dar față de întreaga națiune, după ce l-a făcut rege. Și aici vedem cum Dumnezeu are grijă de David. Motivația lui David a fost o apreciere a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el și o laudă pentru Dumnezeu. Vedem pe David cum își toarnă pur și simplu inima și vedem sentimentele de gratitudine. Și cum acest caracter minunat al lui Dumnezeu se reflectă în modul în care Dumnezeu l-a ajutat pe David. Succesul lui David, ca și rege, depindea de succesul lui David în a urma voia lui Dumnezeu. The Logos, really, in that position as being a shepherd to him. And I think one of the benefits we really cred că is that David opened his heart. David și-a deschis inima față de noi și vedem inima lui deschisă față și noi, unii dintre noi, nu suntem așa de deschiși în a ne exprima atitudinile, cum a fost David. Dar trebuie să fim foarte mulțumitori, pentru că ne arată ce ar trebui să se întâmple în inimile noastre. Care ar trebui să fie perspectiva noastră față de Dumnezeu și Domnul Iisus? Și Dumnezeu cred că ne modelează ca să avem aceleași perspective pe care le-a avut David. Apreciez comentariile, spune fratele David Rice. Interesant, David a fost un păstor înainte să fie rege și după un rege. Și acel cuvânt păstor poate să însemne ambele. Când ne gândim că Domnul Iisus este păstorul nostru, ne arată frumos cum ne direcționează El. Dar în ebraica veche și în alte limbi asemănătoare, cuvântul păstor se folosea, arăta și funcția de rege. În Mica 5, cu 4 și 5, El se va înfățișa și va păstori poporul în puterea Domnului, în toată maestatea numelui Domnului Dumnezeului Său. David a fost un simbol al Domnului nostru, a fost un păstor al oilor și după a poporului Israel. And over all his people. I tried to find out when David wrote this psalm. Încerc să mă gândesc când a scris David acest psalm, în cei 40 de ani când a fost rege. Am găsit în comentarii că nimeni nu este sigur și deduc și au dedus acest lucru. Probabil a fost târziu în viața lui după multe experiențe. Proceed in this chapter, and David did experience through his life many times when David
a experimentat multe momente în care ar fi putut să moară în viața lui și era mulțumitor pentru conducerea Domnului. Deci, probabil, a scris acest psalm mai târziu în viață, gândindu-se la cum Dumnezeu a lucrat în viața lui, la cum l-a iertat. Nu cred că este o altă persoană în Vechiul Testament care a fost așa de credincioasă și a avut o cădere așa de mare ca și sau a păcătuit așa de rău ca și David. Când eu cad, sunt foarte regret mult, dar sunt foarte mulțumitor că Dumnezeu este atât de iertător. Mulțumim, fraților. Inima este centrul afecțiunilor noastre. Vedem maturizarea lui David de la un băiețel la un om matur. Și a dezvoltat aptitudinile necesare în timp ce era păstor. Deci, el era în pregătire când era păstor. Și a primit acest, sau le-a dezvoltat, având încredere în Dumnezeu, aceste aptitudini. Gain victories over the flesh and its resistance to sacrifice, because those are hard conditions out in the area that he tended the sheep. Erau niște condiții foarte rele atunci când era el păstor. Erau multe animale periculoase și vedem asta și în viața noastră. Sunt multe pericole de asemenea. Este o cale îngustă care duce la glorie, onoare și nemurire. Această cale de a deveni rege, pentru David, de ce a trebuit să dezvolte niște aptitudini? Dacă ne uităm la scrierile Apostolului Pavel, în Filipeni 4:19, dar Dumnezeul meu va acoperi toate nevoile voastre după bogăția sa în slavă prin Iisus Hristos. Și ca și David putem spune că da, avem totul ce avem nevoie ca să dezvoltăm caracterul necesar. Totul este prin Dumnezeu, este de la Dumnezeu și prin Iisus Hristos. Avem încredere în acest păstor ca să ne ghideze, dar aplicarea este a ceea ce învățăm este cea mai importantă. O să avem niște comentarii de la frați. Frate David. Saul a fost primul rege și David l-a înlocuit. Este interesant că atunci când Saul a devenit rege, a fost foarte umil la început. L-au căutat ca să-l încoroneze. El se ascundea. Era foarte umil. Dar inima lui n-a fost așa pură ca lui David. Dumnezeu poate să citească inimile și David a fost un om după inima lui Dumnezeu. Cred că și tatăl lui David a fost surprins când David a fost ales și nu frații lui mai mari. Dacă vrem să urmăm exemplul lui David, trebuie să avem inima pură pe care Dumnezeu o vede. Trebuie să dezvoltăm această inimă și să încercăm tot timpul să ne păstrăm inima curată. Mulțumim, frate David. Deci, cum ai menționat, David era un om după inima lui Dumnezeu și a fost păstor la început și atunci a dezvoltat abilitățile necesare. Sunt momente în care am văzut că Dumnezeu a luat controlul asupra vieții noastre.
și a lui David, de asemenea. Și El ne va ajuta și ne va întări. Deci vedem grija divină asupra celor ce sunt chemați. Această providență iubitoare, i-a permis lui David să reflecteze asupra ceea ce a pățit de-a lungul vieții lui. Frate Ernie, vreau să continui comentariul despre curăția inimii. O să citesc un verset din Fapte 13, cu 22. That he raised up David to be the king of Israel. Concerning, it said, I have found David, a son of Jesse, a man after my heart. Apoi l-a înlăturat și l-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel. Am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Ce înseamnă un om după inima mea? Pare că cumva înțelegem ce înseamnă, dar să fim mai specifici. M-am uitat la traduceri diferite pe engleză. Una spune un om care este plăcut lui Dumnezeu în orice fel. Altă traducere spune un om care este loial lui Dumnezeu. Cred că acesta este sensul. David a fost un om care a fost tot timpul loial lui Dumnezeu. A făcut greșel, dar l-a pus pe Dumnezeu tot timpul primul. Și vedem asta în deciziile pe care le-a luat și în scrierile sale. Tot timpul l-a pus pe Dumnezeu pe primul loc. Și dacă ne uităm în Fapte 13 cu 22, zice, om după inima mea. Și definește ce înseamnă asta, adică cel care va împlini toate voile mele. Deci dacă vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu, atunci asta este un lucru care trebuie să fie în aceasta. Este și puritatea inimii, dar și trebuie să vrem să facem voia lui Dumnezeu. Și de multe ori această voie este contrară cu ceea ce simțim noi că ar trebui să facem sau ceea ce vrea carnea să facă. Dar asta trebuie să facem. Trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Și asta vine dintr-o credință în Dumnezeu. Gândiți-vă la credința pe care a avut-o David. El explica lui Saul, înainte să se lupte cu Goliat, îi spunea de unele experiențe pe care le-a avut, că s-a luptat cu un urs, cu un leu, i-a omorât pe amândoi. De fapt, spune că ursul și leu a furat oi din turma lui și David a mers după aceste animale, a luat oile și a omorât pe prădător. Gândiți-vă la ce credință a avut un cât de mare credință a trebuit să aibă ca și un tânăr care a fost. De asta, atunci când l-a înfruntat pe Goliat, a fugit la el. Nu s-a dat înapoi. Spune că a fugit spre el, pentru că știa că Dumnezeu era de partea lui. Și el i-a spus lui Goliat că Dumnezeu îl va da în mâinile lui. Trebuie să avem aceste calități de a face voia lui Dumnezeu când ne spune să fugim la bătălie, o să fugim. Mulțumim, fraților. Deci avem expresia asta, nu voia mea, ci a ta să se facă. Și dacă ni se arată care este această voie, trebuie să o urmăm. Pentru că Tatăl Ceresc știe ce este cel mai bine pentru noi. Frate David, nu am comentarii. Această voie, această devotare,
David a avut un caracter puternic. Și noi avem nevoie de curaj de asemenea. The development of the church is going out without the sound of a hammer. The world doesn't care about what we're here for today. Lumea and our character development is made manifest in what we take away from this convention and apply to our daily lives and pray. Contează ceea ce luăm, de exemplu, de la această convenție și punem în practică. Again, as I go on and wait pleading to the Father. Anyone else? I just want to add one more thing that talks about David being a man. Am încă un comentariu legat de faptul că David a fost un om după inima lui Dumnezeu. 1 Împărați 15 cu 3. Este vorba de Roboam. Că el a trăit în toate păcatele pe care tatăl său le-a făcut. Și spune că inima lui nu a fost devotată în întregime Domnului, Dumnezeului, sau cum fusese inima strămoșului său David. Deci spune că inima lui David a fost cu totul a lui Dumnezeu. Dar Logosul ce a spus? Legea ta este în adâncul inimii mele. To be successful in his mission, to lay down his life. A fost necesar pentru Domnul Iisus să aibă această atitudine. El a fost cu totul devotat. Acesta este standardul și David cred că l-a replicat acest standard în mare măsură și este un standard pentru noi de asemenea. Dacă vrem să facem parte din această turmă mică, standardele Tatălui Ceresc trebuie să fie scrise în carnea, pe tablița inimii noastre. Și trebuie să acceptăm fără să punem mai multe întrebări, să acceptăm această voie. Vedem aplicarea în Vechiul Testament când Dumnezeu lucra cu oamenii săi. Ce înseamnă în viața noastră, pe tablița inimii noastre? Cândva am avut inimă de piatră, dar acum înțelegem caracterul lui Dumnezeu. Frate David, dacă ai ceva comentarii? A doua întrebare. Ce trebuie să facă fiecare dintre oi pentru a fi considerată ca făcând parte din turmă? Frate David, păi trebuie să putem să îl urmăm pe păstor. Trebuie să ne dăm lui Dumnezeu, adică să ne consacrăm. Trebuie să ne dezvoltăm caracterul. So that we can really be consistent with the program of the Heavenly Father. Trebuie să avem caracterul potrivit ca să putem face voia lui Dumnezeu. În Galateni 5 cu 22 și 23 avem poate cea mai bună listă care ne arată cum trebuie să fim. Arată 9 caracteristici ale roade nouă caracteristici din roada Spiritului, roada Duhului, spune dragoste, bucurie, pace. Nu venim la Domnul Iisus fără un spirit al iubirii în inima noastră, dar trebuie să antrenăm acest spirit al iubirii pe care îl avem. Trebuie să facem pace tot timpul, să fim făcători de pace între frați și în afară. A fost Domnul Iisus... A făcut pace. A fost uneori când a trebuit să vorbească, să vorbească destul de aspru cu farisei. Dar eu tot timpul încerc să îmi amintesc că trebuie să fiu, să fac pace. We can agree that he wants us to be long suffering.
Dumnezeu vrea ca noi să fim îndelung răbdători. That was really a long and arduous experience. It just doesn't seem that way to me. But we nu trebuie să mă gândesc la experiențe trecute și să mă gândesc, vai, cât de greu a fost. Gentleness, this is the one quality bunătatea. Încerc să țin asta în minte mai mult decât orice altă calitate. Nu spun că este cea mai importantă. To be kind and gentle. Încerc să fiu bun cu frații, dar și cu frații, dar și cu lumea. După spune generozitate și credință și blândețea. Moise a fost de asemenea blând. Înfrânarea trebuie să putem să ne înfrânăm față de față de ispitele care vin, trebuie să ne controlăm și să nu uităm că trebuie să urmăm în exemplul Domnului Isus. Este o adevărată provocare. Avem această blândețe și vedem așa multă lipsă de blândețe în lume. Ei vedem mult egoism. În Ioan 10:27-28 spune că oile mele aud glasul meu și eu le cunosc și ele mă urmează și eu le dau viața veșnică și nu vor pieri niciodată. Nici nimeni nu le va smulge din mâna mea. Vedem blândețea păstorului. Și oile au încredere completă, nu contează. Nu contează ce vine peste ele. Frate Ernie, dacă ai vreun comentariu. Această turmă este o organizație voluntară. Nu suntem născuți în ea. Nu este ceva natural a face parte din aceasta. Este ceva ce tu vrei să intri în această turmă. Și ești invitat și trebuie și să accepți invitația. Ne naștem în anumite familii și nu avem control asupra acestui lucru. La fel cu țara și cu locul geografic în care ne naștem. Dar avem control dacă intrăm sau nu în această organizație. Și Domnul ne spune care sunt termenii și condițiile pe care trebuie să le împlinim dacă vrem să facem parte din această organizație. Și ca să devenim o oaie și să dezvoltăm caracteristicile necesare. Apostolul Pavel ne spune de aceste caracteristici în Roman 12:1-2. Prin urmare, vă îndemn, fraților, prin îndurarea lui Dumnezeu, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare duhovnicească din partea voastră. Asta este prima parte a procesului, și anume este prin îndurările lui Dumnezeu, prin care această invitație ne este dată. Este prin îndurarea lui Dumnezeu că va exista această familie divină, care va binecuvânta toate familiile Pământului. Care va da binecuvântările pe care Dumnezeu le-a promis lui Avram. Și Dumnezeu ne dă posibilitatea să facem parte din această organizație, dar trebuie să ne dăm viețile, trebuie să facem un legământ prin sacrificiu, cum spunem Psalmul 50:5.
Și este posibil din cauza meritului Domnului nostru Iisus Hristos, care ne este imputat. Și cum spune în Matei 16, trebuie să ne lepădăm de sine și să ne luăm crușa. Trebuie să lepădăm carnea aceasta. O sacrificăm ca să putem fi făcuți în asemănare cu Fiul lui Dumnezeu, să devenim ca și El. Este o transformare completă a vieților noastre. Lăsăm la o parte voința și ambițiile cărnii noastre și după și acum ținta noastră este Hristos. Și ni se spune să nu ne... Să nu ne conformăm cu veacul acesta. Nu vă conformați acestui veac, ci lăsați-vă transformați prin renoirea gândirii voastre, ca să puteți discerne voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Este voia lui Dumnezeu care trebuie să ne conducă viața. În deciziile pe care le facem în familie, în prieteniile sau legăturile dintre noi. Și așa poate să aibă loc această transformare. Aceste calități au fost așa frumos arătate în Domnul Iisus. Avem și o listă în 2 Petru. Moral excellence, knowledge, the knowledge of God. Add to that adăugați la credință. Add to that godliness or piety or reverence for God, and then brotherly love. Să adăugați la credință virtute, la virtute cunoaștere, la cunoaștere înfrânare, la înfrânare răbdare și așa mai departe, dar ideea este să facem voia lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu este ca să fim transformați în asemănare cu Domnul Iisus Hristos, care este întâiul născut printre mai mulți frați. Mi-am amintit de Matei 16:23. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine și să mă urmeze. Psalmul 84:11 de asemenea. Aduce crucea este un lucru foarte, foarte greu. Dar Domnul Iisus este cu noi în acest proces. Și avem promisiunea că n-o să niciodată nu te voi lăsa, cu niciun chip nu te voi părăsi. În timpul Paștelui, am văzut pe un om care avea o cruce mare pe spate și ducea o cruce, dar acesta este modul în care trebuie să ne ducem crucea. Noi trebuie să umblăm smeriți cu Dumnezeu. Și acest lucru este ceva voluntar. Ați luat crucea. Ne uităm la costuri, la care este premiul. Ne examinăm. Trebuie să fie făcut acest lucru în fiecare zi. Tată, oare trăiesc la înălțimea consacrării pe care am făcut-o? Sunt foarte mulțumitor că m-ai chemat de la întuneric la lumină. Și chiar dacă nu-l putem vedea pe păstor fizic, putem să-i vedem conducerea. In calling his people,
Întrebarea a treia, când îi numește pe oamenii săi oile sale, ce fel de caracter dorește el de la ele? Cum ne reface el sufletul? Când spune cum ne reface el sufletul, sau ne înviorează sufletul, de exemplu, când mergem acasă, mergem și ne odihnim și suntem din nou bine. Dar din câte am văzut eu, cea mai grea experiență lui David a fost păcătuirea cu Batsheba. Lui David îi se spune că nu va muri, dar urmările acestea le-au urmărit mult timp și l-au lovit greu în crederea lui. Și David nu a mâncat pentru câteva zile după aceea și s-a rugat ca acel copil să nu moară, dar după ce a murit, David s-a oprit din acest doliu, s-a dus în templu și a făcut un sacrificiu lui Dumnezeu și a venit, a mâncat și s-a făcut mai bine. Dar ca să-și refacă sufletul, să-și învioreze sufletul din această experiență, el a avut nevoie de această reîmprospătare prin ceea ce a făcut el. Dacă cineva se pocăiește cu adevărat și de multe ori avem încercări, de multe ori rezistăm, dar uneori cădem. Probabil nu așa de rău ca și David, poate, probabil că nu, dar David a trecut printr-o situație așa de extremă ca să fie un exemplu pentru noi. Dacă Dumnezeu a putut să-i reîmprospăteze sufletul său după această experiență, atunci am încredere că ar putea să mă ajute și pe mine. Deci lui Dumnezeu îi pasă de noi și este cu noi când cădem, dar și când avem victorii. Și El ne poate reîmprospăta sufletul. Deci nu vă dați bătuți. Aveți încredere și că dacă doriți să fiți mai buni și dacă vă pocăiți cu adevărat, Dumnezeu vă va ajuta și vă va ridica. Mulțumim, frate David, frate Ernie. Apreciez mult comentariul fratelui David. Eu m-am gândit la asta dintr-o perspectivă diferită și o să mă întorc la ceva ce am spus mai devreme și aș fi vrut să menționez. Nu carnea face parte din turmă, ci noua creatură. Și cred că de asta putem lega cu asta conceptul că El ne reîmprospătează sufletul. Sufletul e... Când ne naștem, facem parte dintr-o rasă care moare, din rasa lui Adam, care se află sub condamnare, și este invitația de a face parte din această turmă care ne scoate din această condiție și ne aduce în condiția de fi sau în starea de fi. În 1 Ioan 3:1 spune, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Avem această comoară într-un vas pământesc. Și
Trebuie să încercăm ca să ne punem mintea, să ne gândim cât mai mult la lucrurile spirituale. Și David a făcut acest lucru. Uneori carnea l-a biruit, dar uneori și noi pățim la fel. Dar ideea este că această organizație este una spirituală. Și acum suntem fii al lui Dumnezeu, membri în perspectivă ai familiei divine. În Efeseni 2 spune că facem parte din casa lui Dumnezeu. Into relationship with God, and I want to read them from 1 Peter, the first chapter. Vreau să citesc din 1 Petru 1. In verses 3 through 5, and I think this talks. De la 3 la 5. Some of what God helps us with by being our shepherd and our sort of the under shepherd. Ne arată cum Dumnezeu ne ajută fiind păstorul și cumva Domnul Iisus sub păstorul. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată. Totul este posibil din cauza învierii Domnului Iisus Hristos din morți. La o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Această oportunitate de a fi eliberat de moartea adamică și avea această relație cu Dumnezeu, a fi un membru în probă în familia divină și a avea acces la Dumnezeu prin rugăciune, toate acestea fac parte din a fi de a fi restabilit prin meritele Domnului Iisus. We're excited about this message, and we don't want to talk too fast, so excuse us for that. And we realize that our mind can be our special battleground. There's the flesh's resistance to sacrifice. I know I was reading a reprint a couple weeks ago. I'm too tired to study for that. Suntem pe câmpul de bătălie. Și într-adevăr că este obositor de multe ori. De multe ori ne gândim, sunt obosit, poate nu mai pot studia acum, dar trebuie să profităm de fiecare ocazie pentru a putea să creștem în noua noastră creatură. Spuneam în adunarea noastră, nu renunța. Satan vrea să renunți, vrea să te dai bătut. Dar dacă te încrezi în Domnul Iisus Hristos, El te va pune în acel loc în viața ta unde vei avea credință în continuare în El. 2 Corinteni 5:17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Pe măsură ce ne dezvoltăm noi speranțe, noi ambiții, noi moduri de a fi devotați Domnului. Și vrem să facem valoare în toate. Credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Este o cărămidă pe care zidim caracterul nostru, încrederea în Domnul și toate eforturile noastre de a ne face chemarea și alegerea sigură. Pare ușor să spunem acestea, dar
mai ales în acest timp când avem mesaje instante, când trimitem un mesaj și într-o secundă poate să ajungă la fratele nostru. Folosim această metodă în viețile noastre. So when he sees us, we're not hiding anything from him. He knows our heart. He knows our intent. Tatăl Ceresc ne cunoaște intențiile. Și vrea ca să mergem cu încredere înainte. And grace when we stand and rejoice in the hope of the glory of God. So that's Romans 5, 1 and 2. That's that peace of God. Romani 5 cu 1 la 5. Noi, se spune că noi trebuie să avem pace cu Dumnezeu. Nu știu dacă vă uitați la televizor, dar dacă vedeți ce se întâmplă în lume sau știrile, aceasta nu aduce pace. Dar dacă noi vrem să avem pacea lui Dumnezeu, trebuie să lucrăm pentru ea și știm că în timpul său Dumnezeu va binecuvânta toate familiile Pământului. Vedem, fraților, că toate lucrurile sunt noi. N-ar trebui să fim acea veche creatură. Ne străduim să fim acea nouă creatură. Da, avem un gând nou, străduință nouă. Să împlinim voia lui Dumnezeu în toată viața noastră. Filipenia 4:19, El va avea grijă, va împlini toate nevoile noastre. Ne dăm seama că noi nu avem un merit al nostru, ci suntem acoperiți cu haina dreptății lui Hristos. Și știm că oile sunt conduse la pășuni verzi. Aceasta va urma. Din Psalmul 23:4, toiagul și nuiaua, ele mă mângâie. Toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Now, in calling his people, now what type of character, Brother David, are you asking to bring out that character like this? Well, there was something I would like to say. Oh, go ahead, fine. Okay. Cum ar trebui să fie caracterul nostru? Brother Michael has given us a list of 6 scriptures. Fratele Michael ne-a dat o listă de scripturi. Cum se aplică promisiunile sale oilor sale. Și Filipeni 5:16. El va împlini toate nevoile noastre în Hristos Iisus. Vreau să evidențiez că El ne va împlini nevoile noastre, tot ce avem nevoie, conform promisiunilor sale. Dacă suntem descurajați pentru că nu avem ce vrem, să ne amintim că Dumnezeu ne va da tot ce avem nevoie. Domnul este soare și scut și El nu lipsește de niciun bine celor care umblă în dreptate. Dacă vrem să primim harul lui Dumnezeu, să ne asigurăm că umblăm în neprihănire. Trebuie să facem ceea ce știm că este corect și nu să păcătuim grav sau să păcătuim, să facem acele lucruri care știm că sunt greșite. Deci Dumnezeu nu va lipsi de niciun bine pe cei care umblă neprihănire. Psalmul 63. But it says seek ye first the kingdom of God. Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Aceasta trebuie să fie întotdeauna primul lucru care îl căutăm. Împărăția lui Dumnezeu, tot
Toate celelalte lucruri sunt pe planul al doilea, planul secundar. Deci primul nostru interes ar trebui să fie pentru împărăția lui Dumnezeu și dreptatea sa, să căutăm să împlinim standardele sale, tot ceea ce este corect și decent și plăcut lui. Și dacă vom face aceste lucruri, vom primi binecuvântările sale și el nu ne va lipsi de niciun bine. Aceste comentarii sunt foarte potrivite. Căutați împărăția lui Dumnezeu în toate lucrurile și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Cum pot să caut în viața mea, în inima mea, în primul rând, împărăția lui Dumnezeu? Să fie primul gând să căutăm împărăția lui Dumnezeu întâi și toate celelalte ni se dau pe deasupra. Ne dăm seama că renunțăm la moștenirea noastră pământească pentru a aparține cerului, pentru a avea o moștenire în ceruri. Aș atinge și eu trei scripturi. Exod 6:7. Vă voi lua ca popor al meu, voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu prin Moise către poporul Israel când erau sclavi în Egipt. Și noi suntem într-o situație asemănătoare. Noi suntem sclavi, suntem în această creație căzută. Și Dumnezeu vrea să ne scoată din această situație și ne invită și ne-a răscumpărat. Și asta înseamnă că noi nu mai suntem ai noștri. Nu mai suntem ai noștri, ci am fost cumpărați cu un preț ca să ducem laudă lui Dumnezeu prin trupurile noastre. Noi nu aparținem nouă înșine, ci aparținem păstorului. Ieremia 7:23. Ascultați de vocea mea și ascultați glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Umblați pe toate căile pe care vi le-am poruncit, să fiți fericiți. Acest principiu ni se aplică și nouă. Noi trebuie să ascultăm de glasul său. Și fratele Michael a spus despre Ioan, din Ioan 10, când Domnul Iisus se descrie pe sine ca fiind păstorul cel bun. Oile îi cunosc glasul și oile îl urmează. Poporul Israel nu s-a descurcat bine, n-au ascultat vocea lui Domnului și așa că au fost respinși. Noi trebuie să ascultăm vocea păstorului și să îl urmăm. Din propria noastră voință. Dacă nu îl vom urma, vom învăța niște lecții destul de dure. Cu cât suntem mai ascultători, cu atât suntem niște oi mai bune. Evrei 13:5. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți. Noi am fost de acord să întoarcem cu spatele la lume. În 1 Ioan, ultimul verset spune: copilaților, păziți-vă de idoli. Noi, ca oi, aparținem păstorului. Toată concentrarea noastră, iubirea noastră, tot ce suntem noi, trebuie să fie despre el, asociați cu el. Și noi trebuie să ne păzim de idolatrie. Și există tot felul de idolatrie. Mulțumesc! Omenirea își face idol din toate lucrurile, din sport, din animale, din tot felul de lucruri și devin din ce în ce mai degradați.
și nu înțeleg planul lui Dumnezeu și scopul său. Vedem că această grijă a păstorului, Psalmul 23:4, toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Cum pot toiagul și nuiaua să mângâie? Acest gând este interesant. Cuvântul toia din Psalmul 2:9 spune el îi va sfârma cu toiagul de fier. În Geneza 45:6 același cuvânt se traduce sceptru sau toiag. Poate atunci când David se gândea la oi, probabil se gândea într-un alt sens, dar Domnul Iisus este păstorul nostru. Toiagul este ca un sceptru sau ceea ce ne spune că Domnul Iisus, tot ceea ce face El pentru noi, trebuie să ne dăm seama că prin această grijă, că El poate să aibă grijă de noi prin orice încercare am trece și că ceea ce vede El este pentru binele nostru. Trebuie să avem încredere că El este capabil, El poate, în toate punctele de vedere. N-ar trebui să ne îndoim că El ne va aduce victorie în orice încercare prin care trecem. Trebuie să recunoaștem că orice experiență am avea, dacă inima noastră se uită la învățătorul nostru, El va putea, după înțelepciunea sa, să ne scoată de acolo. Are întotdeauna puterea de a ne ajuta. Foarte interesant că toiagul este ca un sceptru și cum Domnul nostru a biruit în încercările prin care a trecut El, a făcut voia lui Dumnezeu în fiecare zi. Este un model demn de urmat. Este foarte important acest lucru, frate Ernie. Aș vrea să citesc dintr-o altă traducere în limba engleză. Mi se pare că înțelegem mai profund. Să vedem dintr-o altă perspectivă versetul. Chiar atunci când umblu prin valea cea mai întunecoasă, nu îmi va fi frică, căci Tu ești aproape de mine. Toiagul și nuiaua Ta mă protejează și mi-aduc mângâiere. Unii frați au spus că poate toiagul ne disciplinează, nuiaua ne disciplinează, toiagul ne scoate din anumite încercări grele. Dar aș vrea să extrag încă ceva din acest verset. Că Dumnezeu are grijă de noi și ne protejează. Păstorul avea o bâtă. Și dacă oile se blocau într-un tufiș, atunci păstorul le scotea de acolo. Toiagul avea, era cumva un ajutor ca să le scoată de acolo. Știm că Dumnezeu este pentru noi, chiar dacă toate lucrurile sunt împotriva noastră.
Chiar dacă suntem în lume, în mijlocul răului, chiar dacă avem această comoară în vase de lut, avem atâtea dureri în corpul nostru și infirmități. Chiar dacă există atâta răutate în oameni în jurul nostru, precum spune în Efeseni 6, nici lucrurile acestea nu contează când vine vorba de succesul nostru, ca, sau victoria noastră ca oi. Dacă suntem credincioși, Domnul nostru ne va da victorie prin Iisus Hristos. Nu cred că putem să evidențiem sau să subliniem destul această promisiune. Dumnezeu ne dă biruința dacă suntem oi bune și ascultătoare și îl urmăm pe păstorul nostru. Mulțumesc! Este bine să ne gândim în fiecare zi că promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc în viața noastră în fiecare zi. El niciodată nu este descurajat. El are această înțelepciune, putere și iubire perfectă. Și a trimis Fiul Său să moară pentru noi. Și are grijă de oile sale care au grijă de El. Orice ar fi înaintea noastră. Luând în considerare oile, am observat că oile se duceau după oaia care le conducea. Dacă o oaie avea vreun pericol, sau dacă cădea undeva, celelalte oi așteptau pe oaia care era căzută. Și aceasta ne arată că și noi trebuie să fim iubitori și simțitori unii cu ceilalți. Mergem mai departe, fraților. Ce se înțelege din cuvintele tu îmi pregătești o masă? Cred că această masă se referă la pâine și vin, simbolic vorbind, este masa care Domnul nostru a pregătit-o pentru noi. În 2 Samuel 19, David a suferit din cauza păcatelor sale, iar într-una dintre situații, Absalom s-a revoltat, s-a răzvrătit împotriva sa. Și cred că această întâmplare este profetică și cred că la fel s-a întâmplat cu Domnul Iisus, care a venit la oile sale, la poporul Israel, și ei nu l-au primit. Și când David a reușit să rezolve această problemă, se întoarce la Ierusalim, dar pe drum vorbește cu Barzilai, un prieten de-al său, și el îi spune, vino cu mine la Ierusalim și voi avea grijă de tine, te voi hrăni la masa regală. Mulțumesc, David, pentru ofertă, dar nu cred că voi veni cu tine, căci toată viața am trăit-o pe această parte și eu sunt bătrân. Cred că acest fapt este profetic, că la sfârșitul veacului iudeic erau poporul iudeu avea anumite promisiuni în care credeau. Unii dintre ei credeau, nu știau de botezul lui Iisus, ci erau doar botezați cu botezul lui Ioan. Deci erau confuzi. Mulți dintre ei se gândeau doar la vrednicii în vechime și nu au trecut
Iordanul pe cealaltă parte, dar oferta a fost acolo. Și această generație trecea. Și cred că este interesant acest aspect. Și ne arată ce masă ne pregătește Domnul Iisus, privilegiul nostru pentru chemarea înaltă. Nu pot să imaginez cât de minunat este cerul și mai ales ce poziție, ce privilegiu vor avea Sfinții lui Dumnezeu, Biserica. În Apocalipsa avem așa oportunități și privilegii. 3:21. Dacă vei birui, îți vei da să șezi cu mine pe scaunul meu de domnie. Dar aceasta, noi nu suntem vrednici, dar El ne invită să ședem cu El pe scaunul de domnie. Daniel 12. Binecuvântați sunt cei care așteaptă pe Domnul atunci când vine. Ne vorbește despre ce binecuvântări avem noi acum în veacul evanghelic, acest adevăr pe care biserica nu l-a mai avut înainte. Chiar și apostolii nu știau ce știți voi. Pentru că nu știau din cauza circumstanțelor în care erau. Noi avem un privilegiu de a înțelege adevărul într-un mod mai clar decât au avut frații și surorile noastre mai înainte. Dacă avem anumite diferențe, sunt detalii. Înțelegem planul divin al veacurilor mai clar decât oricine înainte și suntem mulțumitori mesei care ne-a pregătit-o Domnul nostru. Știm că nu merităm, dar prin dreptatea lui Hristos suntem primiți. El ne dă hrană tare și dragostea față de frații este atât de importantă și dacă avem această dragoste, această dragoste izgonește frica. Și această dragoste este ca o carne tare, ca o hrană tare. Trebuie să iubim pe toți. Nu păcatul, ci omul care vedem că va fi salvat în viitor. Apreciez comentariile fratelui. Am vrea să ne concentrăm pe masa care ne-a întins-o Domnul înaintea noastră acum. Și cred că este foarte adevărat că suntem într-o poziție atât de privilegiată ca să avem o asemenea înțelegere a adevărului pe care Sfinții nu au avut-o atunci, la început, în biserica primară și în veacurile întunecate. Dar noi trebuie să profităm de această hrană și să ne însușim. Ieremia 15:16. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele. Cum mâncăm noi cuvintele lui Dumnezeu? Cum mâncăm cuvintele Domnului nostru, păstorul nostru? Coloseni 3:16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Este adevărat în viețile noastre? Ne hrănim din cuvintele lui Hristos și trăiesc aceste cuvinte în noi?
Din 2 Petru 1, trebuie să înțelegem cuvântul lui Hristos, trebuie să trăiască în noi. Dacă rămâneți în mine, ne spune Domnul, și cuvintele mele rămân în voi, veți aduce roadă multă. Mulțumim. Deci vrem să aducem roadă. Și pentru a face aceasta, trebuie să ne hrănim din cuvintele sale. Dacă ne încredem în grădinarul care are grijă de noi, atunci ne vom încrede și în procesul curățării și ca să vom putea aduce roade. Vedem, fraților, că putem să fim atât de mulțumitori în drumul nostru, cu Domnul nostru. Altă întrebare. Sunt oile sale scutite de încercări? Nu, acesta este scopul nostru pe pământ, să fim încercați prin diferite probe. În Apocalipsa 2:10 zice, fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Aceasta a fost spusă bisericii. Pentru că ei au trecut prin niște persecuții foarte grele din partea Imperiului Roman. Erau două femei, Perpetua și Felicity, și ele au fost luate captive de Imperiul Roman din cauza credinței lor. Și unul dintre tatăl uneia dintre aceste fete a mers să o convingă să renunțe la credința în Iisus ca să fie cruțată, dar ea nu a fost de acord. Ea a fost pregătită să moară și amândouă au murit ca martiri. Devotarea acestor credincioși în anul 2 sau 3, deci multe exemple avem ale martirilor, cât au suferit ei. Știm că nu suntem scutiți de încercări, dar vom fi protejați, vom fi întăriți în încercările noastre. Voi ați murit cu Hristos și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Dar moștenirea voastră este în ceruri. Vreau să cităm trei scripturi. Fapte 14:21. Trebuie să ajungem în împărăția lui Dumnezeu prin multe necazuri. 2 Timotei 3:12, toți cei care vor să trăiască în evlavie vor fi persecutați. Preobiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce. Ca de ceva ciudat. Nu putem să devenim rafinați, să fim rafinați ca aurul dacă nu suntem trecuți prin foc. Dacă oamenii ne urăsc, dacă lumea ne urăște, Iisus spune, nu vă temeți, căci eu am biruit lumea. Dacă aveți comentarii asupra versetului, tu îmi ungi capul cu un de lemn. Cred că un de lemnul este Spiritul Sfânt. Cred că aici este vorba despre cupa plină de binecuvântări. Poate că vă amintiți cât de binecuvântat a fost David în viața sa și cred că se referă la binecuvântarea Spiritului Sfânt. Și atunci trecem la ultima întrebare.
care este răsplata finală pentru cei care urmează îndrumările păstorului până la sfârșitul parcursului lor pământesc. Cu toți știm că această chemare înaltă este de a fi mireasa lui Iisus și de a ședea cu El pe tron. Cred că cu toții știm că care este răsplata, dar mulți creștini nu înțeleg că această răsplată ne-a adus-o Iisus. Iisus ne-a spus în Ioan 14 că eu mă duc, dar vă pregătesc un loc. Știți unde mă duc? Și Toma a spus, nu știm, Doamne, unde te duci. Cum să știm unde să venim? Deci Toma nu înțelegea despre chemarea înaltă, chemarea cerească. Aceasta ne confirmă faptul că nici bătrânii acelei vremi, învățații, nu se gândiseră la o chemare cerească. După ce Iisus s-a înălțat la cer, apoi li s-au deschis ochii și apoi au înțeles la ce suntem chemați de fapt. Că suntem chemați să fim în ceruri. Myself included, are not aware of the grandeur and the magnitude. Mulți creștini nu-și dau seama cât de minunată este această chemare și cât de măreață este. Și noi suntem atât de mulțumitori și suntem nevrednici, dar ne străduim ca să ajungem acolo cu Isus. If we turn out as good sheep, dacă vom fi oi bune, cum spune Petru, că vom primi intrare din belșug în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și unul dintre lucrurile care mă ajută pe mine este ce privilegiu vom avea, ce privilegiu ni se va da. Precum am menționat, mulți creștini nu înțeleg ce răsplată vor primi. Probabil că se gândesc că vor zbura pe un nor, dar această glorie și binecuvântare este a binecuvânta în toate femeile pământului și de a fi în asemănare cu Dumnezeu și de a-i ajuta pe oameni să aibă un caracter asemănător și plăcut lui Dumnezeu și să primească viață veșnică pe un pământ perfect. Și cred că această perspectivă este ne copleșește. Are pentru noi multă muncă, o lucrare minunată. Vor fi bucurii veșnice la dreapta Tatălui nostru. Mă gândesc că suntem păstori, ne antrenăm ca să fim și noi păstori, pentru că Domnul nostru ne conduce pe noi și care va fi lucrarea bisericii? Să conducă și să ajute omenirea pe calea Sfințeniei. Acum suntem oi, dar ne antrenăm să fim și noi păstori care să-i aducă înapoi pe oameni înapoi la părtășie cu Dumnezeu. Și aceasta a fost intenția Tatălui nostru. Să aibă toți oamenii care să îl iubească și să respecte legea sa. Și să aibă asemenea ființe care niciodată nu vor mai dori să facă răul și niciodată nu vor mai cădea.
în aceleași greșeli. Vedem cum Tatăl nostru Ceresc ne hrănește, ne dă o putere, ne dă acea nouă creatură, acea nouă inimă. Dacă suntem credincioși până la moarte, vom locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor noastre, pentru veșnicie. Prepared before the foundation of the world, Matthew 25:34. So, căci așa împărăția a fost pregătită dinainte. Sperăm că, fraților, că veți aplica ceea ce ați învățat pentru gloria lui Dumnezeu și Domnului Iisus. Vă mulțumesc pentru atenția voastră, mulțumim fraților care au participat și fie ca Domnul să adauge binecuvântarea sa. Predăm înapoi fratele care conduce. Am simțit noi toiagul și nuiaua lui cum ne mângâie chiar în aceste momente, văzând, iată, ceea ce Dumnezeu iac naspăcești. Văzând atitudinea lui David în ceea ce Dumnezeu îl conducea zi de zi, este minunat. Închei rog, va gocogenie. S-au străduit să ne prezinte atât de frumos aceste lucruri ca și o încurajare, ca și o mânghiere că Dumnezeu este același și El se poartă la fel și cu noi. Vom încheia această parte cu o dată mulțumită Domnului. Până se pregătește cântarea, dați-mi voie spune lui să aduc, am primit aici un bilet cu câteva saluturi. Aici saluturi de iubire de la Matei și Silvia Căuș din Statele Unite, Sergei Sokolov din Moldova, sora Silvia Breguță, tot din Moldova, dar care locuiește acum la Chicago, și de asemenea avem saluturi de la Cheryl Hagensick și sora Mariana Neagu. Le mulțumim și lor. Cânta de seama mai aproape, Doamne, către Tine. Tânjesc după Tine, Doamne,
să-ți văd fața scumpă. Dar pentru aste favoruri văd prezentul pierdere și te voi lăsa să mă atragi chiar de va fi o cruce. Sincer am dorință, i-asta mai aproape, Doamne. O, atrage-mă chiar dacă crucea mă înalță. Mai aproape, mai aproape, inima mea strigă zilnic ca să merg cu tine. Aspir eu continuu pentru acest loc onora ra soco tot ce nu șa. Ridică-mă cu orice mijloc chiar de-a fi o cruce. Sincer am dorință, i-asta mai aproape, Doamne. O, atrage-mă chiar dacă crucea mă înalță. Știu de nu-mi voi purta crucea nici când n-am coroana. Eu trebuie jos să sufăr, de-i să domnesc în cer. Mă tem să-mi abat privirea, să nu am pierdere. Doar pe calea-ți eu mă ridic chiar de-a fi o cruce. Sincer am dorință, i-asta mai aproape, Doamne. O, atrage-mă chiar dacă crucea mă înalță. Vom ridica și fratele Cristi Crișane va conduce în rugăciune.